Bună ziua și bine ați revenit la Taifas cu Grăsuța. Ce faceți, grăsuții mei? Ce faceți? Sper că toată lumea face bine. Hai, vă las 2 secunde să scrieți. Mă n-auzi, mă, nu te mai uita la mine, mă, și scrie acolo. Astăzi mergem la un magazin. Nu știu dacă am mers vreodată. Tot v-am dus la 99 de cenți, deși acolo nu era doar 99 de cenți. V-am dus la Dollar Tree, unde acolo, într-adevăr, totul din magazin a fost un dolar. Și acum mergem la un alt magazin care are prețurile astea așa mai avantajoase, să zicem. Se numește Five Below, adică 5 și sub. Tot în magazinul ăsta o să fie 5 dolari și sub 5 dolari. Așa că hai să vedem dacă găsim ceva care să zicem: mamă, nu vine să cred că chestia asta e 5 dolari. Cum e la magazinul de 99 de cenți? La 99 de cenți, dacă țin eu bine minte, mi-am cumpărat 2 maieuri din bumbac 100% și erau 99 de cenți bucata. Ia uite, ăsta de aici din fața noastră e din Arizona. Arizona is far away? Nu e chiar așa de departe. Dar oricum, ca să înțelegeți mai bine cum sunt statele aici, diferența dintre un stat și altul poate să fie, cum e la noi, diferența dintre România și Italia sau România și Anglia. Deci poate chiar mai mare diferența, cel puțin în New York. Dacă ar fi de aici diferența, nu știu cum aș putea să o compar, dar faci, cred că 4 ore sau 6 ore, ceva de genul ăsta, cu avionul. Deci, ca să vedeți cât e de mare distanța. Inițial am vrut să merg la Ross, dar cred că la Ross o să mergem data viitoare. Best Buy Outlet? What? I never been here. Did you ever been there? Da, acolo sus. Acolo este magazinul Five Below. Aici văd că s-a deschis un nou magazin, Best Buy Outlet. Niciodată n-am fost. Eu habar n-am ce înseamnă. Cred că tot ce e în magazin e... Ah, ok, sunt electrocasnice, văd foarte multe. Can park here. Oh, ce tare. Ce tare mașina asta Dodge. Exact în față. E, aproximativ în față. Hai să mergem să vedem ce găsim. O chestie super interesantă. Exact cum am intrat, am văzut aceste tricouri, cred, sau bluzițe cu Mickey Mouse și Minnie. Și astea sunt 5 dolari. Deci v-am zis 5 și sub 5 dolari. Și păturile astea sunt 5 dolari. Oh my gosh, ce tare e asta. La singura mărime mare e XL-ul. Și na, nu cred că XL e pentru mine. Ok, hai să începem cu începutul și să vedem ce găsim aici. Ce avem? Căști. Ia să vă arăt așa. Căști, lampă și tot felul de ce acolo. Ultra massaging neck wrap. Ok. După aia avem o mașină de karaoke. Dar nu înțeleg de ce e Five Below și totuși asta 10 dolari. Why this are $10? They say Five Below. Soco. Ah, zice Five Beyond. Astea de aici sunt peste 5 dolari. Se pare că am mai făcut o altă categorie. Mor de râs cu ei. Ah, toți, frate, toți. Oh my god, ce drăguț sunt ăștia. Hai de leagă la ei ce față are. Sunt 5 dolari. Chestiile astea sunt 5 dolari. Lumânările cred că sunt 5 dolari. Da, nu are prețul, dar cred că astea mici sunt 1,50 dolari. Dar nu m-aș risca. Astea mari cred că sunt 4 și alea cele mai mari sunt 5 dolari. Drăguț. Ce faine sunt șosetele astea. Asta cât o mai fi? Hai, barnam, vezi că nu la toate au prețurile puse. Cred că-s vreo 3-4 dolari astea. Ah, nu. Tons of stocking, 3 dolari. Super cute. Ia să vedem ce mai găsim.
Hai să începem în partea asta. Ce e asta? Astea ornamente de Crăciun, cred. World Best Boss. Oh, ce tare sunt astea. Mamă, dacă l-ar vedea nepotul meu. $5. Pepa! Ce drăguțe sunt. Bine, că n-aș da $5, că găsesc în... Găsesc în altă parte mai ieftin. Avem păpuș Aladdin, $5. Captain Marvel, $5. Asta ce e? Overwatch Tracer. Nu știu ce e asta. Wow, Transformers. De joc. How much are these? Mario. Hey Luigi, look. I don't have this one. $5. Fallout. Tricouri. Ok, ia să vedem partea asta înainte ce avem. Bluzițe. I ain't afraid of no ghost. Cât de tare e. Bluze. Bluze. Bluze de Crăciun. Haha, ce drăguță e și asta. Da, super, super drăguțe. Astea ce sunt șosete. Vom lua fiecare raft în parte. Bogo free. Buy one, get the second one free. Ok, and how much is one? Undele, ce drăguțe sunt. How much is one, do you think? Huh? Well, five is 250. Îmi place și asta. Deci dacă buy one, get one free. Ah, între 3 și $5. Cred că astea, da, are... Jose are dreptate. Cred că astea sunt $5 și alea sunt $3. Dar astea, ce proastă, doamne. Ați văzut că sunt pentru kids. Astea sunt pentru adult, cred. Pentru că alea pe care am pus mâna erau pentru copii. What? Ha? Doesn't say kids, yeah. Astea nu zic copii. Dar n-am să risc, am să iau astea două. Aici avem dulciuri, nu prea ne interesează noi așa pe dulciuri. Ha? Ah, Sugar Rush. Mi-a arătat Jose că de asta sunt așa de multe dulciuri aici. Pentru că e Sugar Rush. Ia să vedem în partea asta la Anton. 24 chocolate days until Christmas here. Wow, ce tare și astea. Deci în fiecare zi deschizi o ciocolățică. Mamă, și cu astea de la LOL. Cât de tare sunt. Păcat că nu pot să mănânc ciocolata, că dacă puteam, era bine. Aici avem lucruri pentru birou. Ce faine sunt astea. $6. Să iau și eu un set. Sticky notes. Cumpărat de sticky notes de un vine acru. Așa că nu o să mai cumpăr. Astea sunt $5. Astea sunt 5. Crystal pan. Dar nu e chiar crystal. Crystal e fake crystal. După avem o grămadă de agende. Ia să le ca să vedem. Ce cu ăsta aici? Bullet. Nu știu exact ce. Revenim să mă uit și eu puțin să văd ce e interesant aici. După aici avem o grămadă de sticăre. Foarte multe sticăre. Sticăre. Carioci. Alte sticăre. Ce drăguțe sunt. Aici avem pentru petreceri. Știți cum este și la 99 de cenți. Ce faină e asta. Cu șclipici. Normal. Aici avem jucării, dar e cineva aici și nu putem intra deocamdată. Activity pages inside. Asta e pentru copii mai mult. Scrunchie maker. What? Cât de drăguț e asta. Să-ți faci scrunch-ul tău. Să vă arăt așa în sus cam ce este aici. Și toate sunt între 5 și... Bine, raftul ăsta văd că toate sunt 5. Vreau să zic între 5 și mai jos, dar nu, toate sunt 5.
my gosh, ce tare e asta! Ooh, they are heavy cast one. How much do you think they are? Avea, nu-s așa de bune făcute. Ce vă mai vă aici? Ooh, John Cena! Păpuși! Prințese! O grămadă de păpușele. Mamă, dar ce tare muzică în zona aia, ferească Dumnezeu! Nici nu știu dacă m-au zis pe mine. Wow, ce fain este așa de la Hot Wheels! Star Wars Hot Wheels! Hai să mergem în partea asta, să mai scăpăm de muzică, cumva. Aici avem pentru pictat. Să vă filmez așa, în mare. Pentru pictat, pentru desenat. Pentru, ia uite, pentru... Astea sunt... de alea de desenat. O grămadă de creioane. Da? Foarte, foarte interesant. Ia să mai vedem în zona asta. Ninja Turtle. Și după aia ne mutăm în altă. Wow! BTS, are you freaking serious? Elisa i-ar plăcea asta. Ok, mă uit puțin aici și după aia revenim. În zona asta lucrurile sunt la 50% reducere. Și găsești tot felul de chestii. Și pe lângă găsești jucării, găsești șosete cu Aladdin. Ce mai găsești? Jucării să desenezi. Astea sunt faine rău de tot. Pentru telefon. Ce mai avem? Right Now Creativity Writing Kit. Grămadă de jucării. Make-up, văd pe acolo. Dar nu știu dacă e vreun make-up ce mă interesează. No. Ok, hai să mai vedem ce mai găsim aici. Foarte multe jucării, ce e drept. Foarte multe. Ce fain e și astea, dar cred că pentru un bebe. Alea mai mari sunt pentru ăștia mai mărișori. Și astea sunt foarte drăguțe. Super cute. Ia să vedem aici. Keychain. Mamă, ce faine sunt astea. Rose quartz, dar oare cât sunt? Nu știu ce înseamnă roșu. $3.25. Asta înseamnă roșu. Foarte faine. Uite și ăsta, și ăsta. Please do not disturb, I'm sleeping. And even if I'm awake, I probably don't want to see you. Cât de tare. Da, tot felul de keychain-uri pe aici. După aia avem câteva rucsacuri mici, $5. Câteva hăinuțe, chestii pentru masaj. Yoga mats, chestii de făcut exerciții, pantaloni, MTV, NASA, faine alea, mai ales ăla cu MTV, e așa mai, ce mai avem aici, bluzițe, rochii, pe $5 bucata, ia să vedem aici, de acum mergem la machiaj, hai să mergem la machiaj să vedem ce găsim. Ce interesant, sunt alea pentru bețișoare. Mamă, cât de fain. Bine că toate de aici sunt bețișoare. Deci 4 pentru $1, 8 pentru $2. Ce faine sunt. Și toată cutia asta e $5. Ah, cred că doar cutia e $5, nu știu care e înăuntru. Dar cât de faină e asta. Ce faină. Și astea lante sunt drăguțe, dar aia cu yes, no și așa e cea mai faină. Aici avem lucruri pentru salt, bath bombs, șervețele de machiante. Ce mai avem aici? Aparat, microblender, trimmer, sărâncene. Ce e asta? Full face roller. Ce interesant, Jade and Eye Roll. Da? Asta că n-aș putea, adică nu le cumpăr, dar nu le folosesc niciodată, așa că... Scrunchies! Dacă mă urmăriți pe Instagram, am pus ieri un mic video că mi-am aranjat, cum se cheamă, la make-up acolo și am pus și pe Instagram. Mamă, dar muzica asta mă sparge, deci nu mai suport.
Wow, ce frumoase astea. $3.25. Și astea-s drăguțe. Astea-s așa, așa, așa. Astea le găsești la 99 de cenți. Da, alea sunt drăguțe, drăguțe. O grămadă de scrunchies și aici. Ia să vedem. Două la $3.25. Da. Hai să mergem la... De unde să mai mergem? Ce avem aici? Inele. Inelele sunt $5. Cercelușii la fel. Ia să vedem, găsim vreo perică de cercecare să... Oh my gosh! Astea-s drăguțe. Ia uite la ea că... Asta e în formă de $4.25. În formă de inimioare. Super cute. Brățări. Lol, ce cercei, frate, n-am zis și tu. Ce sunt astea? Bucat de lanț și atât? Astea nu știu cât îs. A, $3. Au prețul sus. Astea sunt $3.25. Da, interesante. Ia să mai vedem aici. Lănțișoare. Și da, atât. Hai să mergem la make-up. Văd niște chestii destul de interesante. Trezem $5, mult. Și asta $5, mult. Pentru că dacă te duci la Marshall, găsești mult mai ieftin alea. Așa că nu se merită. Stați la că așa. Nu știu de ce se vede așa din ceață. Ia stați un pic. Normal că se vede în ceață dacă telefonul meu era răpănos. Ce nu-mi plac aici la tricouri, că mărimea cea mai mare e extra large. Ah, ba nu! Do they have to excel too? You just have to look for it. Ok. Eu am crezut că cea mai mare e extra large, dar cred că alea 2XL s-au vândut și au rămas doar cele de mărimea extra large și atât. Fun fact, I don't care. I just... leave this to the professional, that's cool. It's funny how you think I'm listening. Am vrut o să neapărat să filmez chestia aia, pentru că eu de obicei nu o ascult. Și de asta a arătat. Weekend! Super drăguțe sunt și astea la $5. Aici iar body wash, bath bombs, hand sanitizer. Grămadă de chestii, numai și pentru copii, adică chiar foarte multe pentru copii. Ok, hai că ajungem la make-up în sfârșit. Începem cu cleaning mats, să spălăm brush-urile alea. După aia avem Real Technique, $5, dar asta $5 e și în magazin, adică nu e ceva OMG. Essence, make-up, brush cleaner, încă una de spălat pensulele. Oja, ce interesant, fresh paint. Cum ar veni că dai cu... Astea-s drăguțe. $5 cu black. Ok, ia să vedem aici. Aici avem parfumuri. Parfumuri fake, tot felul de kabubi, babubi. Astea sunt imitații de după parfumurile originale. Adică sunt ceva de genul My Impression pentru nu știu ce parfum. Deci nu sunt originale. Ia să vedem aici la make-up. Da, aici sunt tot felul de seturi, make-up, rujuri, oje, ce e asta? Primer, palete, Wet n Wild. Asta pare drăguță, Neon Brights. Pare drăguță, dar asta nu înseamnă că o și-o cumpăr. Adică nu e o firmă, să zice, o emagaj. Văd că sunt produse de la LA Colors, nu prea mă interesează. Și cele de la Wet n Wild, care astea de la CVS, le găsesc tot timpul mai ieftin, așa că nu se merită. După, ce avem aici? Papucei, $5. Foarte bună, foarte bună, mă lăsă ăștia, zici că sunt de la Converse, așa par. După aia papuși de casă. Șosete, 5 perechi, $5. Ah, ce drăguț sunt astea. Astea îmi plac. Cute și astea. $5. Ah, papuși de casă, seturi, muscle sock. Ce mai avem?
oglindă. Aici să pictezi, să desenezi. Acum ajungem la lucrurile astea pentru casă. Ce sunt astea? Mamă, ce fain e aia de acolo, maro. Super cute. Și astea sunt drăguțe. Faux pillowcase. Ui, ce faine sunt. Ui, și de ăla squishy, squishy. O grămadă de jucării. Oh my gosh, cum arată asta. Uite, leagă la el. Oh my gosh. $5. Doamne, dacă era tip pernă mare. Serios că îmi luam și eu una. Așa sunt prea mititele pentru capul meu. Adică o pierd prin pat. Look, it's sleep repeat. That's for you. Era o chestie interesantă. Ce faine sunt și astea. Și pernuțele. Astea chiar sunt faine, faine. Și eu vreau să-mi fac un pat așa. Și deasupra patului să pun chestii de astea. Super drăguț. Lumânări. Aici sunt chestii pentru decor. Ce drăguțe sunt astea. Da, dar nu știu câtea. Trebuie să le pui pe perete. Mă gândeam eu acum, ce până acolo, cum să pun astea pe birou și să-mi facă bălângă-bălângă în așa. Că vă dați seama, s-ar duce drept cu toate produsele pe jos. Suculenții ăștia sunt drăguți. Și rama e drăguță. Și astea sunt drăguțe. Foarte multe lucruri faine. Bilioși. Ia să vedem ce au aici. Rick and Morty. I love that. My Hero Academy. Pokemon. Astea sunt pentru nepoții mei. Naruto. Breakfast. Billy. Frozen. Ok. Minecraft. Uite, unul și unul. Unul Pokemon, unul Minecraft. Ricky! Ricky and Morty. Ricky and Morty. Pokemon. Ok. Aproape am terminat. Ia să mai vedem. Stranger Things. Lakers. Nice! Oh my gosh, cât de faină e asta! Ce faină e! Și așa e ea, adică nu e că... Adică nu știu astea, dar asta așa e ea. Ia să văd dacă asta are la fel. Nu, no, doar aia era așa jelită. Uite, leacă, cât e de faină! Oh my gosh, I want one! I know, that is cheap! Cât de faine sunt. Mai sunt câteva acolo. Mă mai gândesc. Hold it. Thank you. God, do you want a card? Take a card if you... Aici avem... Ellen DeGeneres Home. Am găsit-o și pe asta în second hand și am cumpărat-o. De dacă știam, o luam de aici. Nu știu cât am dat pe ea în second hand, dar nu cred că am dat foarte mult. După aia avem o grămadă de cărți pentru copii, teenage girl, be the change, future is in your hands, inside honor, totally sweet 90s, tasty, cât de multe chestii interesante sunt, keto recipe, honey, look, super tare, ia să văd cât, $5. Bine că la asta le iei și de pe internet, știi? Nu e ca și cum nu poți să le iei de acolo, dar văzusem altceva. 2000 question would rather... No, 2000 would you rather question and... 2000 question about me. Da, chestia că noi deja am luat aia 5000 de... Fă-i în jurnalul ăsta, $5. Alea cu 3000 de întrebări. Așa că nu ne trebuie 2000, pentru că noi avem cu 3000, că suntem mai fancy pensi. Aici tot felul de chestii pentru telefon, pentru casă, pentru ce vrei tu. Presa că am văzut undeva și suport pentru astea action camera grip. Look.
is not easier to use than the one that we have that is so heavy. What do you mean no? What? No, we don't. This? Whatever. Știu că avem una, dar e super grea. Deci super grea. Hot Wheels. Ia să vedem aici. Pentru telefon. Huse pentru telefon. Huse pentru telefon. Încărcătoare pentru mașină. Aici avem pentru XR. Uaa, ce drăguță e asta. Și astea sunt $5. Mamă, ce frumos e. Asta e, I did like this one. Free layer case. Asta e prea subțire. Asta e mai rezistent, așa, e mai sănătoasă, cum s-ar zice. Sper să vină pentru telefonul meu. Mai e ceva aici? Nu. No. iPhone 11. Ok. O să iau pe asta, că-mi place. Ce mai avem aici? Tot la fel chestii pentru telefon. Selfie shutter. Interesant. Scratchy band. Ce fain e aia pentru telefon. Adică devenim din ce în ce mai leneși, cum s-ar zice. Tot pentru... Ce drăguță e și ăsta. Da. Ok. Cred că cam atâta a fost din magazinul ăsta. Eu o să merg la Ross și o să vă filmez pentru data viitoare. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să-mi lăsați un like, nu uitați să vă abonați dacă nu ești deja abonat și nu uita, alege să fii fericit, ok? Vă pup, sper să aveți o zi cât mai frumoasă și sper să ne vedem cu bine și data viitoare. Pa!